Consumatorii vor putea afla cu ajutorul calculatorului dacă produsul pe care l-au cumpărat este sau nu fals. Programul testecomparative.ro, deja aflat pe piață, și aplicația pe calculator, ce va fi lansată la 1 ianuarie, îi vor ajuta pe consumatorii români să aleagă un produs sau un serviciu de calitate și să nu fie păcăliți de comercianți. Președintele Asociației Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Sorin Mierlea, declara zilele trecute că, citez, avem 10 zile, indiferent de motiv, să returnăm produsul ca să avem siguranța că ni se vor respecta drepturile, să fim siguri că achiziționăm de la un producător real și pentru asta să ne uităm pe site, să găsim datele de identificare ale firmei care gestionează acel site, un număr de telefon, adresă poștală, cod de identificare fiscală. Trebuie să conștientizăm că avem drepturi, dar avem și obligații și eu cred că este obligație de a face o sesizare și o reclamație. Dacă fiecare dintre noi gestionăm acest tip prin a păstra documentul fiscal cu care am făcut achiziția, să discutăm de o achiziție direct dintr-un magazin, adică bonul fiscal sau dovada faptului că am plătit cu cardul. Invers, dacă discutăm despre zona de online, să păstrăm documentul cu care am primit marfa și cu care am făcut plata. Am încheiat citatul.